E sezonul producerii vinului, iar strugurii sunt la mare căutare. De câteva zile, viticultorii și-au scos la vânzare producția cele mai deosebite și gustoase soiuri de struguri pentru producerea licorii lui Bacchus. Chiar dacă deținătorii plantațiilor de viță de vie au suportat în acest an mai multe cheltuieli provocate de scumpirile în lanț, ei spun că prețurile la struguri practic au rămas neschimbate comparativ cu anul trecut. Producătorii mai spun că acum este cea mai bună perioadă în care se face vinul și dau asigurări că strugurii sunt de cea mai înaltă calitate. Marina Bivol, din satul Munten, raionul Cimișlia, are 4 hectare de viță de vie. Femeia spune că, deși în acest an roada este bogată, cumpărătorii însă nu dau năvală. La moment avem 6 soiuri de poamă și le-am făcut așa ca să fie, să avem cupaj unul cu altul. Aici e sort tehnic, noi e de masă și special pentru vinuri. El dă aromă pentru vin. Oamenii îl cupează cu diferite soiuri. La piața de pe strada Cărbunarilor poți găsi soiuri precum Aligote, Feteasca, Muscat și altele. Comercianții susțin că prețurile sunt accesibile în raport cu cheltuielile pe care le-au suportat. Prețurile nu prea așa. După cheltuielile care le-am făcut, e preț mizerabil. Asta e Viorica. Așa, și bună pentru vin? Da, e bun. Ies un vin bun, foarte bun. Ies. Am 2 soiuri, dar la mine de masă. Merge și de vin, dar vânzări zero. Noi suntem în Căușeni, acolo e secetă mare și nu-i roadă anul ăsta. Aici, sub Chișinău, da, este roadă. Comercianții spun că cel mai întrebat soi de struguri este muscatul Otonel, un soi de origine franceză cu o aromă inconfundabilă. Datorită acestui tip de struguri, vinurile capătă un gust delicios și o aromă uimitoare. Aligote, muscat, gamburski, împreună. Vinul bun, gustos. În fiecare om face cu rețeta lui. Asta ține polobocile curate și producția, așa, bune. Sardanea este aligote, fetească. Amestecam, dar anul ăsta nu plecă, e scump. Poama e dulce și e bună. Mă târzuia că eu să începe a strica de am. Un kilogram de struguri se vinde cu 10-15 lei în funcție de soiul acestora. Potrivit datelor statistice, în Republica Moldova sunt peste 130.000 de hectare de plantații vinicole.